important este că aveți și o meserie pe care, în caz de nevoie, o puteți folosi. Elevii care vedeți aici sunt puțin mai norocoși, în sensul că școala noastră a avut un proiect, ăsta e al treilea an, în care stagiul de practică lor și îl vom desfășura în Portugalia. Vom pleca în luna aprilie, 3 săptămâni, unde la fel vom lucra la restaurante din Portugalia. Avem parteneriate cu marea majoritate a restaurantelor din oraș, unde elevii merg la bucătărie sau la butării și efectiv lucrează alături de angajații de acolo. Bineînțeles că învață cu timpul, nimeni nu s-a născut învățat. Vin aici, învățăm teorie, învățăm cam cum ar trebui să facă. Se duc la restaurantele respective, mai fură idei și de la bucătarii de acolo, că fiecare bucătar e cu ideea lui. Elevii pe care îi vedeți aici au pregătit astăzi niște confici. Nu sunt cei mai frumoși, dar nu sunt nici răi, sunt făcuți de ei. Ei au frământat aluatul, ei i-au copt, i-au uns. Noi sperăm să vă placă, se învață. Poate dacă veniți la anul, facem și cu voi și dacă fac la anul, știu mai mult. Le ies mai frumos și ceilalți elevi de la bucătari v-au pregătit niște aperitive cu pastă de brânză, tot de ei. Deci este o bulată făcută de ei. Sunt niște coșulețe, tot de ei făcute. După cum observați, avem cuptor, avem aragaz, plită, pot, avem ca tot ce ne trebuie. Da? Poate că nu sunt cele mai nemaipomenite preparate, dar sunt bune. Sunt făcute de noi, sunt făcute cu drag și noi sperăm să vă placă. Haideți, Simona! Sunt făcute acum dimineață sau străduini. Am străduit să-i gătăm când ați ajuns să fie cald. Sperăm să vă placă. Nu sunt cei mai grozavi copii, dar așa ne învățăm. Sperăm să vă placă. Gustați! Este cu pastă de brânză. Da. În anul când am avut copetare, am făcut